Donarea de celule stem reprezintă singura șansă la viață pentru bolnavii de leucemie. Cu toate că procedura nu este una complicată, numărul donatorilor este în continuare scăzut în România. Din 2018 încoace, sălăjenii se pot înscrie și ei în registrul donatorilor de celule stem, centrul de transfuzie sanguină Sălaj fiind unul dintre puținele centre din țară care colaborează cu Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. În România există 42 de centre de recoltare de celule stem, dintre care doar 14 au ales să colaboreze cu Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, printre care se numără și Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj. Avantajul de a fi înscris în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice este acela că, odată acreditat de Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă, Centrul de Transfuzii se află în permanentă legătură cu registre similare din întreaga lume și poate apela la serviciile lor de căutare, iar baza de potențial donator devine automat mult mai mare. Astfel, cei care sunt înscriși în acest registru sunt în strânsă legătură cu registrele din toate țările europene. Și dacă un pacient are nevoie de un transplant de celule stem, sunt căutați donatori în toate registrele. Ca un plus pentru centrul de transfuzie a fost înregistrarea CTS Sălaj ca centru participant pentru Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. Tot din 1 noiembrie, la Centrul de Transfuzie din Zalău, se pot face înscrieri pentru acest Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. Ce înseamnă să fii donator de celule stem? Înseamnă să ajuți pe cel care are nevoie, pe cel care este bolnav de leucemie acută și are imperios necesar nevoia de un donator. În cazul în care cineva s-a înscris în registru, dar se răzgândește pe parcurs, directorul Cristina Ilieș aduce lămuriri și cu privire la acest aspect. Că vreodată se răzgândesc, nu este nicio problemă, nu sunt obligați sub nicio formă, nu sunt, să zic, înscriși, neapărat au obligația să doneze. Dacă vreodată doresc să renunțe, nu este nicio problemă, dar trebuie să fie foarte, foarte bine informați, pentru că în momentul în care un pacient are nevoie de transplant de celule stem și se găsește donatorul compatibil, ei pornesc, așa cum spuneam și în alte interviuri, din două puncte diferite și se întâlnesc undeva la mijloc, adică și donatorul este pregătit, se repetă toate analizele, se fac niște examinări medicale mai complexe, primitorul, pacientul, este supus unei terapii chimio și radio destul de agresive ca să intre în aplazie medulară, adică să scape de toate celulele bolnave și să fie pregătit să primească celulele sănătoase de la donator. Dacă donatorul renunță pe tot acest parcurs al primitorului, practic condamnă pacientul la moarte, pentru că este timpul mult prea scurt să găsești un alt donator. De aceea este foarte important cei care se înscriu în registru să știe despre ce este vorba, să se informeze complet și corect și să știe ce presupune donarea de celule stem. Este o procedură asemănătoare cu donarea de sânge, se face tot din sângele periferic, durează într-adevăr un picuț mai mult, între 3 și 5 ore în funcție de numărul de kilograme care îl are donatorul, nu este dureroasă, se recoltează pe un separator de celule, practic se recoltează sângele, acel aparat separă celulele stem, le reține, restul sângelui se reintroduce în organismul donatorului și practic volumul care este reținut în final de la donator este undeva la 200 de mililitri. De menționat este faptul că donarea nu se face la Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj, doar înscrierea. Trebuie să înțeleagă foarte, foarte bine întreaga populație că donarea nu se face la centrul de transfuzie. Donarea urmând să se efectueze ulterior, când un pacient compatibil cu donatorul are nevoie. S-ar putea să fie peste o lună, peste două, peste trei ani, peste cinci ani. Important e să ne înscriem cât mai mulți, spun asta pentru că și eu m-am înscris, ca să dăm o șansă celor care au nevoie de
transplant de celule stem. La nivel național există aproximativ 60.000 de persoane înscrise, comparativ cu Germania, care are aproximativ 7 milioane de donatori înscriși. Spre exemplu, au fost donatori din România care au donat pentru pacienți din Rusia, Germania sau Polonia. În județul Sălaj, de când a început colaborarea cu Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, s-au înscris 250 de persoane, din luna noiembrie 2018 până în prezent, ceea ce este un lucru încurajator. Din noiembrie și până la începutul anului 2019 s-au înscris deja 250 de persoane în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. Nu este nici mult, dar nu este nici puțin, ținând cont că suntem la început de drum și încă lumea nu știe, nu are toate informațiile referitor la ce înseamnă să te înscrii în registru. Toți cei care sunt interesați sunt rugați să se adreseze personalului de la Centrul de Transfuzii. Noi le stăm la dispoziție cu toate informațiile și sperăm ca în 2019 să se înscrie cât mai multe persoane.